De la furcă la furculiță este un concept din industria alimentară care a prins în ultimii ani și la noi. Îi definește pe fermierii care devin producători și vânzători de alimente. Aceștia au teren pe care cultivă hrana pentru animalele din fermele proprii, o zonă de procesare și magazine sau chiar restaurante în care își vând marfa. E drept, aceste afaceri se dezvoltă mai lent și sunt riscante. Avantajul e că, în lipsa unor intermediari, pot oferi prețuri mai bune. Din balta cu pește până în farfuria clientului, cu un popas scurt prin bucătăria proprie. Acesta este traseul mai multor specii de crescătorie, într-un complex piscicol din regiunea Brașov. Este de aici, făcut de oameni, este mult mai gustos, nu este congelat. Crapul, șalăul, știuca și sturionul ajung în cel mult 72 de ore la borcan sau în casolete, sub formă de salată, afumături și zacuscă. Prelucrăm 5-6 tone pe săptămână în 40 de produse. Calculul administratorilor a fost unul strict economic și urmează un model preluat din vestul Europei, de la producătorii mici, cu o cifră de afaceri de peste 1 milion de euro. În fiecare stadiu de prelucrare, intermediarii adaugă între 15 și 25% la preț. Cu cât acopere mai multe etape prin mijloace proprii, cu atât scad producătorii prețul final sau îl mențin la nivelul competitorilor, dar le rămâne un profit sensibil mai mare. Cele mai multe afaceri integrate se referă de fapt la alimente perisabile. Conceptul de la furcă la furculiță poate suferi nuanțări. De la furcă la linguriță și-a dezvoltat afacerea în ultimii 25 de ani un producător de lactate. Treptat a cumpărat tot mai mult teren agricol, iar cu furajul obținut a crescut din ce în ce mai mult efectivele fermei de animale, ajungând în prezent la peste 1500 de capete. Era logic, dacă obținea mai mult lapte, să crească și capacitatea de procesare a fabricii, astfel încât reușește să scoată de pe liniile de ambalare și să trimită spre piață și spre restaurantul propriu între 50 și 60 de tone de lactate și de brânzeturi în fiecare zi. Noi vrem să producem cât mai mult și cât mai ieftin. Și dacă vrei să produci cât mai ieftin, trebuie să-ți produci tu. Produsul poate fi livrat în aceea zi. Laptele vine pe acele conducte care se văd în partea de sus, se umple foarte rece în cutii, are 2 grade, de aceea și condensul. Din momentul în care se mulge vaca, un timp minim este de o oră, două. Și în industria cărnii, viteza cu care se transportă cârnații și ceafa afumată de la măcelărie la raft înseamnă bani câștigați. Iar când raftul e în magazinul propriu, în acest caz câteva zeci de mici magazine, costurile sunt cu până la 30% mai mici. Sunt și dezavantaje pentru producătorii care își asumă tot lanțul industrial. Se dezvoltă mai lent, pentru că investesc în mai multe tipuri de echipamente și de specialiști. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.